double digit thousand. Ana Maria Prodan Reghecamp a decis să se mute din România. Rămâne de văzut dacă hotărârea de a sta la Dubai este luată pentru o perioadă definitivă sau este ceva temporar. Într-un clip, Ana Maria Prodan apare cu un pahar în mână alături de doi bărbați necunoscuți. Totul se întâmplă la o petrecere exclusivistă la care Ana a ajuns cu bolidul de lux în Dubai. Mizeria asta nu mai poate să continue. Reghecamp să-și asume viața aleasă pentru că și eu am copii și vreau să mergem mai departe la fel de demn cum am fost până acum, a spus Ana Maria. Sunt acasă în Dubai, chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit mult în viața mea ca să las pe cineva să murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux, cum am trăit mereu, fie că vă place, fie că nu. Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați cu bani. Nu vreau să mai aud de nimic, să facă și să zică lumea orice. Eu vreau doar să aud motorul mașinii mele Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei, a spus Ana Maria. Ana Maria Prodan a admis recent că soțul său ar putea avea o amantă, având în vedere toate informațiile apărute în presă. Însă a declarat și că i-ar ierta infidelitatea și că va lupta până în ultimul ceas pentru căsnicia ei. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!